Am onoarea să vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Român și vă invit să călătorim prin lumea aceasta a gândirii raționale. Prinde bine rațiunea, te ajută cumva să te descurci într-o lume în care foarte adesea apar lucruri extrem de noi. Atunci când le putem judeca rațional, le putem integra cumva într-un sistem mai mare, aoleu! Încep să vorbesc complicat. Nu acesta este scopul emisiunii. Să încerc aici să filozofez. Astăzi mi-am propus iarăși o temă oarecum delicată, pentru că sunt sigur va stârni destul de multe pasiuni, destul de multe controverse. Este vorba despre așa numitele produse naturiste sau produse naturale. Este așa cumva un curent de opinie, cum că medicina aceea clasică, medicina pe care eu o definesc ca fiind o medicină bazată pe dovezi, este ceva așa și mai mult rău face decât bine, în timp ce leacurile naturale sunt soluția pentru mai toate bolile. Au despre, de pildă, antibiotice naturale. Antibioticele acelea de sinteză au salvat milioane și milioane și milioane de vieți. Antibioticele naturale există de când lumea. De ce ele n-au reușit să aibă același succes? Nu sunt împotriva medicinei naturale, nu sunt împotriva fitoterapiei, apiterapiei și așa mai departe. Sunt profund neliniștit, în schimb, atunci când, așa cum spuneam mai devreme, li se atribuie diferitelor produse realizate din extracte naturale, din tot soiul de plante, calități de-a dreptul magice. Și știți ce mă încurcă mai tare și mai tare și mai tare și mai tare? Sunt prezentate la televizor. E bine că sunt prezentate la televizor. Dar sunt prezentate sub forma unor emisiuni medicale care mai degrabă au aspectul de emisiune teleshopping. Și noi suntem avertizați că este vorba despre un teleshopping. Se afirmă în cadrul acestor emisiuni lucruri, mă rog, uneori îmi vine să zâmbesc. De fapt, o asemenea emisiune m-a făcut să abordez subiectul acesta în emisiunea noastră. Era vorba despre argila. Nu? Argila e bună, mănânci argilă, te faci bine, rezolvă, elimină toxinele și așa mai departe. Despre argilă voi vorbi cu alte ocazii. Dar în emisiunea respectivă era invitat un domn nutriționist, un faimos domn nutriționist, care începuse să spună despre argilă că e alcătuită din nanoparticule și iată, de fapt, medicina modernă se îndreaptă către nanomedicină. Lucrurile n-au nicio legătură unul cu altul, argila și această nanomedicină. Într-adevăr, în zona nanotehnologiei se fac cercetări extrem de interesante, despre care poate voi vorbi cu o altă ocazie, prin care se încearcă plasarea produsului activ în niște capsule de dimensiuni nano, astfel încât capsulele, comportându-se oarecum inteligent, să ajungă exact unde trebuie în interiorul celulei, către o țintă precisă. Dar este vorba despre un medicament de sinteză și o capsulă sintetizată. Nimeni în toată lumea asta n-a studiat sau nu studiază în prezent argila ca fiind o componentă a nanomedicinei. Dar vedeți dumneavoastră, sună frumos. Și atunci când sună frumos, trebuie să-i spui publicului. Nu știe lumea, toată lumea, ceea ce e nanomedicină, ceea ce e nanotehnologie. Dar dă bine. Dă bine la public și dacă dă bine la public, musai. Tot în urmă cu puțin timp am văzut pe un post de televiziune, emisiune despre care vorbesc adesea, așa cum spuneam mai devreme, s-a transformat într-o emisiune de fapt de teleshopping. Vine producătorul, își prezintă produsul care este nemaipomenit, aproape că nu există chestie pe care, din punct de vedere medical, produsul respectiv nu o poate remedia. Unul dintre aceste produse, și îl văd, vă rog să mă credeți, n-a zice săptămânal, dar de vreo două ori pe săptămână tot apuc să-l văd, deși nu urmăresc anumite emisiuni. Nu, ei apar în permanență în asemenea emisiuni zise de medicină, care de fapt sunt emisiuni de teleshopping, fără să fie etichetate ca atare în program.
Este vorba despre un produs natural, bineînțeles, un produs care face numai bine. Este vorba despre un antioxidant. De obicei, știți, în emisiunile mele vorbesc de cazuri generale, nu dau nume de produse, din foarte multe motive asupra cărora n-am să insist acum. De această dată o să vedeți de ce este nevoie să dau numele produsului. Este vorba despre un produs faimos, așa cum am spus de-a lungul emisiunii, prezentat adesea în emisiunile medicale, care promovează, nu-i așa, medicina naturală. E vorba de produsul GE132 sau G132, antioxidant. Este produs acum în Germania. Formula japoneză GE132 are componența sa surse naturale de germaniu organic. Țineți minte, GE132 și germaniu organic. Compoziția acestui antioxidant, cartilaj de rechin, ciuperca reishi, liniuță, Ganoderma lucidum, cei verde, semințe de struguri roșii, muguri de măceș, roza canina și magneziu. Acum, vă rog să țineți minte și această compoziție. Deci avem numai extracte din produse naturale. Vedeți și sursa de unde mi-am luat informația, este chiar sursa oficială a celor care, nu știu cum să zic, distribuie acest produs. E puțin mai complicat și o să vedeți dumneavoastră de ce este un pic mai complicat. Bun, pot să revin în cadru. Deci avem un început de informații. Pe site-ul respectiv veți găsi multe informații, toate extraordinare, toate nemaipomenite. Este ceva care musai ajută sănătatea. Bineînțeles, nu veți găsi despre produsul respectiv studii științifice, studii clinice, studii, articole din acelea din reviste medicale, nu veți găsi nimic. În schimb, veți găsi mărturii, iarăși un semn al, cum să zic eu, un semn care ar trebui să pună, să devină semn de întrebare atunci când este vorba despre asemenea de produse. Absența studiilor științifice care să demonstreze că ceea ce se scrie pe site referitor la produs este într-adevăr adevărat. Repet, nu sunt medic. Nu mă pricep eu foarte bine la lucruri din acestea. Dar știu să caut pe internet. Asta pot să afirm despre mine. Și cred că și mulți dintre dumneavoastră puteți face acest lucru. Și am căutat la FDA, Agenția Americană pentru Medicamente și Alimente. Iată ce găsesc. Alertă de import, numărul 54-07 din 18 martie 2011. Numele alertei: produse cu germanium, țineți minte, avea germanium organic mai devreme. Motivul alertei: germanium este un element neesențial care poate provoca, neesențial, adică nu intră neapărat în necesitățile alimentare ale noastre, mă rog, simplific eu lucrurile. Dar acest germanium poate provoca, poate afecta rinichii, poate provoca chiar și moartea atunci când este utilizat cronic, adică pe termen lung de către oameni, chiar dacă este folosit la nivelurile recomandate de utilizare. Opa, ne îngrijorăm. Produsele care conțin germaniu sunt adesea oferite spre vânzare ca produse alimentare sau ca suplimente alimentare. Care sunt aceste produse pentru care FDA atrăgea atenția? Produsele cu germaniu pot fi oferite sub diferite nume, incluzând, vedeți cu galben acolo, GE132. Ce spuseseră mai devreme? Sunt mai multe nume. Deci GE132 este un produs periculos, veți zice dumneavoastră. Așa am zis și eu într-o primă etapă. Numai că, vedeți dumneavoastră, atunci când încerc să afirm ceva, trebuie să mă documentez mai bine. Trebuie să înțeleg mai bine despre ce este vorba.
În cele din urmă am aflat că sunt niște firme chineze care exportau pe piața americană aceste produse GE-132. Din câte am înțeles eu, și prefer să merg pe drumul acesta, nu este vorba despre GE-132, acesta, produs în Germania, de fapt, de către o firmă de la noi. E mai complicat, o să vedeți dumneavoastră și de ce. Bun, avem un semn. Nu putem să afirmăm în schimb că chiar G132 poate provoca moarte atunci când este folosit chiar la nivelurile, în cantitățile recomandate, dar când este folosit pe termen lung, ar putea provoca moarte. Deci nu facem cu fermitate această afirmație. O păstrăm așa cumva, într-un subsol, într-o idee așa mai vagă. Ne întoarcem pe site-ul care recomandă produsul respectiv și îl comercializează. Să nu credeți că este ceva ieftin. Li se reproșează medicamentelor de sinteză, acelea care trec prin teste clinice complicate, că ar fi scumpe. Ei, nu, să știți că nici acesta nu este ieftin. Nu vă dau prețul, dar o să-l găsiți cu siguranță. Se fac aici niște afirmații pe care le înțelegem sau nu le înțelegem. Haideți să le citim. GE-132, germaniu-132, are în structura sa 3 atomi de oxigen, ceea ce îl face extrem de eficient pentru preluarea electronului radicalului liber. Mai devreme, pe site, se explică ce e radical liber, cu care se leagă radicalul liber și pe care îl elimină din organism prin urină, adică este un antioxidant. Sunt foarte la modă antioxidanți. Astfel, la 20-30 de ore după administrare, o mare parte din GE-132 se află în urină, ceea ce exclude efectele secundare. Bun. Vedeți, ce este GE-132? Suma aceea de plante, extracte de plante? De unde știm că se elimină toți compușii care țin de plantele respective, de extractele respective? Mă rog, poate se știe. GE-132 mărește eficiența oxigenului la nivel celular, inhibând astfel numeroase procese cronice, cum ar fi artrita reumatoidă, insuficiența cardiacă, angina pectorală, hipertensiunea, apoplexia, diabetul, astmul, boala Parkinson și așa mai departe. Nu citim. Bun, da, germaniul ăsta 132, germaniul organic, unde îl găsim? Găsim tot pe site-ul respectiv. Componentele capsulei GE-132 acționează sinergetic. Prin acțiunea lor cumulată, se mărește puterea fiecărei componente în parte. Extractul de ciupercă reishi, deci ciuperca aceea de care se spunea în compoziție, în paranteză germanium organic. Această ciupercă este germanium organic sau conține acest germanium organic, GE-132? Nu știu. Am luat cu copy-paste. Deci, ciuperca reishi este esențială pentru producerea de peroxidază glutation, nu știu ce e asta, antioxidant principal al corpului care se găsește în fiecare celulă. Doc, așa o fi. Bun. Germaniu organic. Germaniu organic, haideți să ne mai gândim puțin. Am căutat pe net. Ce e acesta germaniu organic? Vedeți dumneavoastră, sunt greu de găsit informațiile, de fapt. Pentru că dacă veți da o căutare după germaniu organic, cu siguranță veți da peste site-urile care comercializează produsul respectiv. E firesc. Trebuie rafinat un pic căutarea. Ce am aflat eu despre germaniu organic? Numele său, cum să zic eu, nu comercial, oficial, este de fapt Propagermanium. Și am aici și compoziția sa chimică, iată, aveți și cei 3 atomi de oxigen în capăt acolo, O3, despre care se spune că se leagă radical liber. El se vinde și sub alte, adică se găsește și sub alte nume, cum ar fi ăsta, 2-carboxitelin-germanium-sesquioxane, GE-132 și așa mai departe. Deci ăsta este faimosul produs. Ce face acest germaniu organic? Aflăm tot de pe site. Germaniul este substanță pentru viața sănătoasă. Ea ajută pe cei cu sănătate afectată. Nu este așa. Iar pe cei sănătoși îi ferește de boli, scrie doctorul Kazuhiko Asai, omul care a sintetizat GE-132. Aici se face, vreau să fac o mică remarcă. Nu. Nu
Kazuhiko Asai a sintetizat GE-132, ci un rus, pe numele său Mironov. Numele vă este cunoscut. Nu este domnul profesor Mironov de la noi din țară, este un rus, Mironov, care undeva prin 64-66, nu mai țin minte exact, a sintetizat, de ce subliniez, sintetizat acest produs. Dacă ne uităm la importanța germaniului în contextul de studii clinice care sugerează un grad ridicat de mortalitate, că un grad ridicat de mortalitate este cauzat de bolile cardiovasculare, cerebrovasculare și maligne, tot mai frecvente, mă rog, nu știu cum sunt bolile astea benigne, de pildă. Da, mă rog, nu intru în detaliu, tot mai frecvente, atunci devine ușor de înțeles de ce interesul științific se îndreaptă spre cercetarea acestui element unic, nu este element, este un compus chimic și nu este unic, care lipsește adesea, iar prevenirea bolilor, dar și în tratamentul lor la omul modern. Iarăși aș vrea să fac o mică paranteză. Există, am văzut multe studii clinice, într-adevăr, pe acest germaniu 132. Dar sunt, de fapt, nu studii clinice, mai degrabă studii preclinice. Se încearcă, dar se încearcă să vadă care este rolul. La ce poate fi folosit acest germaniu 132? Dar sunt studii care se fac mai degrabă pe șobolani, pe cobai, pe studii din acelea, să le zicem noi, mai degrabă preclinice. Veți găsi destul de multe. Nu vreau să insist asupra lor. Pentru că am o informație a vă da. Informația este următoarea. Aveți cu galben jos de tot. E site-ul de unde vă puteți lua informația, cancer.org, pentru că acest germaniu 132, prin lumea celor care sunt îndrăgostiți de-a dreptul de chestii stranii, să le numim noi așa, e considerat și ca un tratament anticanceros. Și se spune pe site-ul respectiv că germaniul este un element chimic, bineînțeles. Mici cantități de organi, de acest din germaniu organic este găsit în anumite plante. Atât germaniul organic cât și cel inorganic este vândut ca supliment alimentar, dar mai degrabă formele organice sunt mai folosite astăzi. Dar acum vine surpriză. Surpriză! G132 este un compus care conține germaniu, carbon, hidrogen și oxigen. Adesea este numit germaniu organic din cauza că conține acest carbon și oxigen. Din acest motiv este numit și germaniu organic. Asta poate să producă oarece confuzie în rândul unor persoane. Câtă vreme organic este folosit adesea în limbajul obișnuit ca să descrie produsele naturale. Eu știu, hrană organică, să facem noi asocieri. Dar GE-132 nu se găsește natural, nu este în natură, în plantele respective. Este o substanță sintetică, una făcută de mâna omului. Mai avem ceva de comentat? Nu mai avem nimic de comentat, decât haideți să vedem compoziția. Aici am din avizul Ministerului Sănătății. Vedeți dumneavoastră, conține 18 de matcă 130 de miligrame, extract hidroalcoolic standardizat din ciupercarii și Ganoderma lucidum cu 10% polizaharide, 100 de miligrame, extract standardizat de frunze de cei verde și așa mai departe. Nu veți găsi GE-132 în compoziția sa. După cum v-am spus mai devreme, acest G132 nu se găsește în natură, nu se găsește în plante, nu se găsește nicăieri, decât dacă îl fabricăm noi. De ce zice produsul G132? De ce tot timpul în prezentare se vorbește de germaniu organic? Habar n-am. Iar în ceea ce privește calitățile medicale, în avizul pe care Ministerul Sănătății îl dă produsului, scrie clar. Pe site se încalcă regula, pe toate site-urile care, sau pe bună parte din site-urile care fac reclamă produsului respectiv. Ce scrie aici? Este interzisă inscripționarea ambalajului și sau a prospectului cu proprietăți de prevenire,
tratare sau vindecare a unor boli sau să se facă referire la asemenea proprietăți. Pot să revin în cadru. Nu contest eu caritățile medicale ale produsului respectiv. Dar vedeți dumneavoastră, ni se servesc niște informații care nu au nicio legătură cu realitate. Ni se vorbește de un germaniu organic GE-132 care ar fi prezent în produs și tocmai v-am arătat că acest GE-132 e făcut de mâna omului. Este un produs de sinteză care nu se găsește în natură. Să mai adăugăm ceva? Nu. În schimb, vom face o altă emisiune. Poate vom aborda subiecte similare. Deci ne revedem săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Român.